momentul în care un monah își încheie viața este unul în care el și-a împlinit misiunea. Pentru că atunci când a intrat în monahism, monahul s-a răstignit și a murit pentru lume. Nu mai trăiește el, ci și-a dăruit toată viața lui Hristos. Față de creștinii care au datoria să-L iubească pe Hristos, să-L mărturisească și să-L urmeze, monahii aleg calea cea mai grea, și anume să se repede de sine, să-și ia crucea și să urmeze Lui. Acesta este monahul. Și înțelege în acest fel de a își dărui viața exact ceea ce spune Mântuitorul. Cel ce dorește să-și mântuiască sufletul îl va pierde. Iar cel ce va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va dobândi. Aceasta este alegerea monahilor și așa trebuie să-i înțelegem. Altfel, mi se pare că sunt niște ciudați care fug de lume și de societate și nu e deloc așa. Ei o fac dintr-o iubire pe care o simt în profunzime, străfundurile inimilor și din copilărie. O puteți numi vocație, dar nu e doar atât. Că vocație, zic, și cea preoțească. Este mai mult decât atât. Este lepădare totală de sine și de lume. Pentru că acolo, în Evanghelia care se citește la tunderea în monahism, se spune ceva cutremurător. Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce să înțelegem? Că monahii nu-și mai iubesc părinții? Ar fi o ingratitudine, o lipsă de recunoștință că i-au crescut. Nu. Zice, mai mult decât pe mine. Ei continuă să-și iubească părinții, să se roage pentru ei, dar nu împart dragostea lui Hristos cu nimeni. Cu nimeni. Oferă întreaga lor dragoste lui Hristos când depun voturile mele și din dragostea lui Hristos și din părtășia cu El revarsă apoi peste oameni, peste lume. În primul rând și peste familia lor, peste părinții lor, revarsă multă iubire, multă rugăciune, mult har, multă lumină. Pentru că părinții bisericii și părinții îmbunătățiți ai pustiei spun că îngerii sunt lumină pentru monahi, iar chipul monahal se numește chipul îngeresc, deși sunt îmbrăcați, suntem, eu sunt unul dintre ei. Sunt îmbrăcați în negru. Negru acesta este doliu pentru păcatele lor și ale tuturor oamenilor. Dar poartă chipul îngeresc și în chip nevăzut poartă aripi. Pentru că sunt după modelul Sfântului Ioan Botezător. Și ei revarsă lumina lor, sunt lumină pentru lume. Că lucrurile sunt lumină pentru oameni. Revarsă lumina și iubirea lor peste lume. În momentele în care este un text cutremurător, scris de înalt preasfințitul Părintele Episcop Iustinian, în momentul în care Dumnezeu stă gata să hotărască finalul istoriei și al lumii, se prezintă aceste ființe negre în fața tronului lui Dumnezeu și mijlocesc.
Pentru că ei se roagă neîncetat. Unii sunt în cer, dar și cei de pe pământ se roagă neîncetat. Și zic, Doamne, am noi. Pentru ei am renunțat la viața noastră și ne rugăm pentru ei. Iartă, amână, ca să se pocăiască. Foarte impresionant este această imagine. Și Dumnezeu îi ascultă, pentru că i-au lăsat toate. Și-a urmat lui Hristos. Doamne, noi am lăsat toate. Ascultă-ne, nu că am fi vrednici, nu că am fi sfinți, dar ascultă-ne pentru iubirea ta și pentru răstignirea ta, ca să se mântuiască cât mai mult. Aceasta e îndrăzneala monahilor și aceasta este calea lor. Dacă citim câte ceva și înțelegem aceste lucruri, înțelegem calea vieții monahale. Și despre aceasta este viața fiecărui monah. Maica Andreea, al preasfințitul mitropolit Andrei, a spus care este motivul prezenței mele aici. Maica Andreea are 62 de ani de viață, puțin, îmi spune. Dar a slujit mult și a aprins candele care nu s-a stins niciodată, precum a fecioarelor celor înțelepte, în mănăstirea Rămeț, de asta 12 ani. Și apoi a schimbat domiciliul, dar n-a stins candela. A schimbat doar domiciliul. Și a slujit, așa cum a spus în al preasfințitul Andrei, inclusiv la noi, la Baia Mare, dar nu pentru multă vreme se vede că nu n-a putut să stea departe de familie. Uitam la măicuța ei, la 88 de ani, plânge, pentru că a plecat în mod neașteptat. Și mă gândeam ce ar putea să gândească. Unde o să mai sun eu la Andreea? Unde să găsesc Andreea mea? Măicuța ei. Până acum a găsit-o la Rămeț, apoi la Alba Iulia, la Baia Mare, Cluj. Și acum o să găsiți în cer. Nu o să mai puteți vorbi la telefon. Dar îi trimiteți câte un SMS, se spune în termen modern. Și un SMS înseamnă o rugăciune. Și rugăciunea se va întâlni cu Andrei. Vă veți întâlni în rugăciune. Asta e. Și-a mutat numărul de casă în palatul pe care Dumnezeu l-a pregătit monahilor în cer. E un palat în care nu vom putea intra noi, care ne desfătăm de toate bunătățile. Și noi vom avea case, că sunt multe locașuri în casă. Dar palatul, ați auzit ce a citit în altul din Apocalipsă. Cei care au ales să își spele hainele în sângele mielului, adică martiriul de fiecare zi, dacă lucrurile. Pe care zici tare e voie. Ei, acolo este, de acum, adresa Maicii Andreea, acolo o să găsim. Mulți care am cunoscut-o și toți care am cunoscut-o am numit-o pentru că a portat un nume bărbătesc. Andrei, ce înseamnă? Bărbat. A purtat un Andrei, un nume sobru, un nume care i-a arătat seriozitatea și felul în care a abordat viața. Și acum, sigur că monahii de obicei se înmormântează în mănăstirea unde au avut metania. Pentru că nu mai ies de acolo. Unii rămân. Dar când se întâmplă ca viața să ceară ca prin ascultarea încredințată să plecăm din mănăstirea în care am depus voturile monahale, lucrurile le rânduiește Dumnezeu în felul său. Și trebuie să le înțelegem așa cum le rânduiește El. Și niciodată nu se mormântează în afara unei mănăstiri, ci într-o mănăstire să-L vegheze. Călugării în mănăstirea de călugări, călugărițele în mănăstirea de măicuțe, ca să vegheze la mormântul lor o candelă și să fie pomeniți. Dar când se face înmormântarea într-o mănăstire,
Călugărul leacă anonim, așa cum a venit. Așa cum a intrat în mănăstire, a intrat ca să-și piardă numele și urma. Să nu mai știe de lume, ci doar să se roage. Când însă ia de ascultarea și viața, îl aduc în monah în lume și a slujit un ierarh, un arhiereu, este exact a sluji pe Hristos și Biserica Lui. Aceea și mai mare responsabilitate. Că în mănăstire nu ești 24 din 24 în rugăciune, dar nu e tot timpul slujire. Mai este și la episcopie, în slujirea unui ierarh, dacă la ora 24 sau 3 noapte ierarhul apasă pe sonerii, are nevoie de ceai sau de ceva, de un medicament, băicuțele sunt acolo care răspund. Deci acolo e ca și preoții la spital. Ca și un preot caritativ. Așa este slujirea. Și atunci înțelegem solemnitatea, că este o mormântare solemnă. Trebuie să înțelegem și solemnitatea unei mormântări, a unui monah care a slujit, a unei monahii care a slujit un ierarh al Bisericii lui Hristos, adică pe în altul a Sfințitul Mitropolit Andrei, 31 de ani. 45 de ani de monahism, la 17 ani a intrat în mănăstire. Și acum se desparte și de cei doi frați, dintre care un preot, de măicuța ei care a născut 3 copii, 2 a dăruit lui Dumnezeu, și să nu fiți triști, pentru că e alegerea ei. Nu știm noi taina lui Dumnezeu de ce a hotărât să-și mute domiciliu de pe pământ în cer. Dar știm sigur că este în cer, că este lângă Dumnezeu și vom putea și vom vorbi cu ea de multe ori cei care au cunoscut-o și o să rugăm chiar să se roage pentru noi. Și noi, monahii, au dreptul și pe pământ și în cer să se roage. Cine s-a rugat mult aici, va avea și dincolo dreptul să se roage. De aceea Sfinți se roagă pentru noi și sunt mijlocitori, că s-au rugat toată viața aici și se pot ruga și dincolo. Cine s-a rugat mult aici, are putere să se roage și dincolo. Dumnezeu să o răsplătească, să-i facă o dignă veșnică, să o așeze în lumina și slava Preasfintei Treimi, ceata monahilor și a monahiilor și a mireselor lui Hristos din cer. Amin.